Am terminat prima parte a summitului, partea cea mai importantă, un summit informal foarte bine organizat aici la Tallinn și se știe tema principală a fost piața digitală unică, o temă extrem de importantă, cred că e un lucru arhicunoscut, că noi trăim într-o lume digitală. Cetățenii noștri, firmele noastre își doresc acces total la internet, la transferul de date, la comerțul electronic și așa mai departe. Toate acestea trebuie să funcționeze mult mai bine. Am constatat împreună că încă nu putem să vorbim despre o piață digitală unică în Uniunea Europeană, că mai sunt multe piedici care trebuie înlăturate, că este nevoie de reglementări care pot fi efectiv aplicate în toată Uniunea, că este nevoie de rețele mult mai performante și, în fine, că este nevoie să protejăm pe utilizatori și cetățeni și firme de pericolele care sunt inerente unui trafic de date deschis. Toate acestea au fost pe larg dezbătute în sesiunea de astăzi. România este deschisă acestor propuneri de trecere spre o piață digitală unică. România are o poziție foarte interesantă. În Uniunea Europeană avem unele dintre cele mai rapide conexiuni de date din Uniune, dar pe de altă parte avem rata de conectare la internet cea mai mică din Uniune. Totuși, România este o țară unde acest domeniu devine din ce în ce mai relevant. Avem foarte mulți investitori care se folosesc efectiv de rețelele rapide pe care le avem și vrem să păstrăm acest avantaj. Așadar, multe teme importante pentru noi. Am prezentat aceste chestiuni în cadrul summitului informal. Am atras atenția asupra importanței pe care trebuie să o dăm domeniului care se numește cyber security și nu numai partea de securitate națională și militară, ci și securitatea rețelelor civile. Am enunțat pe scurt progresele pe care le-a făcut România în acest cadru. De asemenea, o temă importantă și importantă pentru noi este digitalizarea serviciilor publice, serviciilor oferite de administrația centrală, de administrațiile locale. Un domeniu pe scurt în care toată lumea dorește să găsească metode de îmbunătățire și pot să spun că România este printre cei care au performanțe foarte bune. Am folosit oportunitatea acestui summit pentru a prelua o provocare lansată de președintele Juncker în cadrul discursului domniei sale referitor la starea Uniunii și am lansat, după o discuție cu președintele Consiliului, domnul Donald Tusk, o invitație pentru 2019 în România, la Sibiu, pentru a organiza acolo un summit informal pe o temă, sigur, care rămâne să fie stabilită ulterior, dar cred că este important că avem deja acum, în 2017, o perspectivă foarte clară pentru un summit pe care îl vom organiza noi în 2019, când avem președinția Consiliului Uniunii. Domnule președinte, vorbați de digitalizarea serviciilor publice. România stă prost la acest capitol, spre deosebire de Estonia, țara în care ne aflăm. Ce lecții credeți că putem lua de aici? Acum, sigur, este una să digitalizezi administrația publică într-o țară cu ceva peste 1 milion de locuitori și cu acces foarte performant la rețele și cu totul altceva să organizezi acest lucru într-o țară cu 10 de milioane de locuitori. Cu toții cred că putem să învățăm în acest domeniu de la Estonia. Nici
Germania, nici Franța nu stau mai bine ca noi în acest domeniu și asta nu fiindcă nu ne-am fi dorit, însă lucrurile sunt relativ greu de organizat în administrații mai mari și cu zone cu accesibilitate foarte, foarte diferită. Degeaba oferim bună oară tuturor cetățenilor acces la rețea unui minister dacă omul nu are acces la internet. Deci lucrurile trebuie rezolvate în paralel. Și ca să nu apară confuzii, nu toate trebuie rezolvate de stat. Deci nu poate statul să vină să dezvolte toate rețelele pe care pe urmă le folosesc și cetățenii și firmele. Aici este nevoie de un parteneriat și de o corelare strânsă între stat, administrații, firme private și rețeliști. S-a discutat ceva și despre o taxă pe serviciile de internet, o anumită taxare în contextul digitalizării. Știu că a fost unul dintre subiectele de interes. A fost aceasta o temă ridicată de unii dintre participanți. Nu e niciun secret că discuția pornește de la giganții internetului care oferă servicii peste tot în lume și sunt economii care au impresia că pierd ceva prin asta. Sigur, este necesară găsirea unei metode adecvate, dar o metodă corectă de a taxa aceste servicii, fiindcă aici ne paște un pericol pe noi în Europa. Dacă am exagera această taxare, atunci nu cred că s-a rezolvat problema. Noi suntem în competiție, Europa, într-o competiție acerbă cu Statele Unite, cu Asia, cu Japonia și așa mai departe. Dacă taxarea ar fi prea mare, atunci pur și simplu s-ar muta în altă parte și nu s-ar câștiga mai nimic. Deci chestiunea taxării este complexă și chestiunea taxării devine și mai complexă, fiindcă prin digitalizare, inclusiv fiecare persoană devine persoană digitală și se poate mișca oriunde, nu numai în Uniune, oriunde în lume și atunci inclusiv impozitarea persoanelor fizice tinde să devină o problemă destul de complexă care trebuie rezolvată tot în spațiul digital. Deci se vede că metodele vechi, chiar metodele de administrație vechi, trebuie adaptate pentru a face față unei lumi digitale. Dacă îmi permiteți o întrebare internă, domnule președinte, CSM a dat aviz negativ la propunerile Ministrului Justiției pentru modificarea legilor justiției. Considerați că ar trebui să le retragă? Acum, un astfel de răspuns trebuie să dea foarte mult de gândit inițiatorilor, fiindcă aici nu este vorba de răspunsul unor persoane din CSM. Știți foarte bine că s-au făcut întâlniri cu aproape toți magistrații, cred, și rezultatul este, deci, rezultatul unui proces care a preocupat și a mișcat întregul sistem de justiție. Ori răspunsuri simpliste de tipul că se opun reformei nu cred că sunt adecvate în această situație. Părerea mea că trebuie mers înapoi la text, trebuie renegociat, trebuie văzut cum se poate construi, dacă se dorește chiar reformarea sistemului, în așa fel încât să se facă împreună cu sistemul. Este, cel puțin pentru mine, inimaginabil să se facă o reformă a sistemului împotriva sistemului. Ar fi o mare greșeală. Deci ar trebui retrase aceste proiecte și venit cu altele noi, asta spuneți în esență. După părerea mea, este nevoie de o nouă negociere a conținutului cu sistemul de justiție, fiindcă oamenii de acolo sunt oameni foarte bine calificați, sunt magistrați care cunosc sistemul, cunosc legile, deci nu vorbim de niște oameni care nu cunosc conținutul, ei îl cunosc foarte bine și cred că înțelept ar fi să se revină la faza de discuție cu sistemul. Mr. President, a question from the Spanish press, if I may. Are you worried about the situation in Catalonia? Are you afraid that could be repercussions for the rest of Europe? I'm not afraid, but I'm preoccupied. Yes, this is a theme which is moving all of us, and
I personally am convinced that Prime Minister Rajoy did and does an excellent job, and I think that day after tomorrow we will know more, but for me it is very important to keep Europe together. Would not help anybody to have parts of the European Union leaving the Union through a referendum of this type. And what do you think the Spanish government should do after Monday, when whether there is a vote or not, what should happen after Monday in Spain? Well, I think the Spanish government will know best what they have to do, and I'm convinced they will do that. Din partea liderilor europeni legat de evoluțiile din România în ceea ce privește justiția. Nu suntem singura țară. Vreau să știu dacă s-a discutat acest subiect și în ideea reformelor din justiție, avut în vedere și de Polonia, dacă a fost acesta un subiect de discuție. Nu a fost un subiect în discuția formală, dar probabil ați urmărit cum se desfășoară astfel de întâlniri. Ajungem pe rând și stăm o oră în hol la discuții și atunci, sigur, noi suntem toți politicieni și lideri, președinți sau prim-ministri. Și când te întâlnești cu cineva, bună ziua, cum e la tine? Și se face un schimb de experiență. Și da, lumea a menționat îngrijorări în legătură cu anumite evoluții care poate ar contraveni idei de stat de drept. Cine anume? Dacă puteți să ne spuneți. Sunt mai preocupați de glamă de ceea ce se întâmplă în Polonia sau s-a discutat acest lucru? Polonia nu discut eu, fiindcă nu se face. Cum adineaori n-am vrut să intru în detalii despre politica internă a Spaniei. Sunt anumite lucruri care nu se face să se discute. Așa că nu pot să vă spun cât de mulți au fost sau nu au fost preocupați de Polonia, dar constat un interes crescut față de România și, în esență, trebuie să spun că mă bucur acest lucru. Dacă îi preocupă România și românii, un lucru bun pentru noi. Măcar așa am un feedback că se știe ceva despre noi. Ce efecte credeți că ar putea avea această preocupare sau creșterea acestei preocupări față de situația din România? Poate să aibă numai efecte benefice, fiindcă orice cunoaștere mai profundă a realităților românești, până la urmă, sper eu, să ducă la înlăturarea unor temeri nefondate. De exemplu, întreaga tematică Schengen se bazează pe niște temeri care, până la urmă, pot fi relativ ușor demontate dacă cunoști situația din România. Avem niște granițe extrem de sigure, mult mai sigure decât majoritatea țărilor europene. Și aceste lucruri e bine să se cunoască. Pe liderii care încă mai au reținere în ceea ce privește Schengen, pentru că știu că premierul Rutte spunea la un moment dat că așteaptă 3 rapoarte pozitive pe justiție și sunteți optimist că acesta ar putea fi al 3-lea raport pe justiție sau am pierdut șansa, având în vedere discut de fiecare dată cu cei care sunt un pic mai reticenți și ei îmi expun viziunile lor, eu le expun viziunea mea. Ușor, ușor sper să găsim o cale de rezolvare. Credeți că vom avea al 3-lea raport pozitiv pe justiție sau mai sunt încă îndoieli? Aștept cu mare interes. Bine, mulțumesc!